Timp de 3 luni, parcul din Mazepa nu va fi accesibil iubitorilor de plimbări, spunem, de ieșire în aer liber. Parcul Mazepa va fi reabilitat. Costurile se ridică undeva la 1,5 milioane de lei. Chiar dacă de curând a fost deschis parcul Rizer, motiv de bucurie pentru gălățeni, pe perioada verii un alt loc de promenadă din oraș va fi închis din cauza unor lucrări de reabilitare. Parcul de la Faleză, extrem de populat de locuitori și mai ales de copii, va fi indisponibil pentru doritorii de o ieșire în aer liber. Până în toamnă, la mijlocul toamnei, să avem parcul funcțional cu toate cele prevăzute, adică de la anfiteatru la canisită, un spațiu pentru plimbarea cățeilor cu stăpân și pistă de skate în partea din stânga a parcului. Vom ieși cât de curând cu vizualizare, cu macheta, practica celor atribuită parcul, acelor componente, a lucrurilor componente. Va fi și un spațiu pentru fitness. Autoritățile promit că gălățenii vor avea parte de locuri de joacă pentru copii, zone distincte pentru sport, skate și fitness, spațiu amenajat pentru animalele de companie, loc de promenadă, un amfiteatru semicircular pentru spectacole și alte întruniri publice, dar și o fântână decorativă. Va apărea și o fântână arteziană? Inclusiv și amfiteatru, un spațiu pentru întruniri publice, o capacitate nu foarte mare, nu mii de persoane, dar pentru câteva sute de persoane, un spațiu deschis, un amfiteatru orientat spre Dunăre, poate fi folosit pentru concerte, pentru manifestări artistice, pentru teatru de păpuși. Termenul pentru finalizarea lucrărilor este jumătatea lunii octombrie acestui an, iar costul proiectului este de 1,6 milioane de lei. Un proiect pe care încercăm să-l încheiem cât mai repede. Costul este de 1,6 milioane de lei. În același timp însă avem grijă nici să nu obturăm și să stricăm rețelele amplasate în pământ, în parcul respectiv, pentru că sunt și de apă rece și de termie. Întregul ansamblu va fi înfrumusețat și prin prezența unei fântâni decorative. Până atunci, gălățenii vor opta pentru alte zone de promenadă din Galați, precum parcul Rizer, Faleza sau Strada Domnească, unde se pot bucura de parfumul tăilor.